Dau share screen. Deci lecția nouă pe care o începem astăzi și pe care ați început-o și la curs este de analiză multidimensională. Adică vom începe să lucrăm cu funcții de mai multe variabile și ne vor interesa tot felul de aplicații pentru derivatele parțiale. Scopul final pentru astăzi va fi să ajungem să studiem extreme libere pentru funcții de două și chiar trei variabile și alte situații de tipul extremelor condiționate pentru funcții definite pe domenii simple sau funcții implicite. Le-ați făcut și le veți mai face la curs și le vom menționa și voi și noi la seminarul următor. Deocamdată, haideți să începem. Deci suntem la seminarul 4 de analiză 1. Grupa este 411D. Și începem, deci, analiza multidimensională. Multidimensional. Asta înseamnă că vom începe să lucrăm cu funcții definite pe R la N cu valori în R, F-ul nostru fiind ceva de forma F de X1 puncte puncte Xn, dar la seminar, cel puțin, vă garantez că toate exercițiile noastre vor fi cu N egal 2 sau N egal 3. La curs, nu știu dacă doamna profesoară vă va arăta ce se întâmplă în dimensiune mai mare, dar în orice caz N egal 2 și N egal 3 sunt cele mai importante cazuri, atât în ce privește cursul și seminarul, cât și testele și examenele ulterioare. Pentru astfel de funcții, începând din acest moment, uităm de notația cu prim pentru derivate, deoarece, având o funcție de mai multe variabile, se calculează derivatele parțiale pe care le putem nota, cum vedeți aici și ați văzut și la curs, df la dx, cu această literă specială de care arată ca un 6 întors, sau o notație pe care o vedeți mai degrabă la fizică, este aceasta cu f indice x sau cu d indice x din f. Puteți să aplicați orice notație doriți. Sunt aproape sigur că doamna profesoară la curs va folosi aproape exclusiv această notație. Eu când și când o voi mai folosi și pe aceasta, în special pentru derivate de ordin superior. Și mă rog, hai să începem așa, direct cu un exemplu. Să zicem că luăm f definit pe r la a treia cu valori în r, f de x, y, z este egal cu x pătrat y, z plus 2x minus yz plus, să spunem, x ori e la z. Și vrem să calculăm derivatele parțiale pentru această funcție. O să vă arăt eu asta ca fiind așa un prim exemplu și apoi o să vă rog și pe voi să vă ocupați de niște exerciții. Deci, df la dx înseamnă derivata lui f în raport cu x, ceea ce înseamnă că din toată această expresie unde nu văd x, consider ca fiind o constantă. În primul termen avem 2xyz, după aceea plus 2 de aici. Yz nu conține x, deci va face 0 atunci când îl derivez în raport cu x, iar din x ori e la z ne va rămâne doar e la z. Df la dy o să însemne x pătrat z. Aici nu am y, deci dispare. Și apoi minus z, aici nu am y, deci este 0. Și df la dz este x pătrat y minus y și plus x ori la z. Acestea sunt derivatele parțiale de ordinul întâi, pe care, repet, dacă vreți, le mai puteți nota și așa, fx, fy, fz. Și nu ne oprește nimeni să mergem la derivatele parțiale de ordinul al doilea, chiar și al treilea, dar nu e cazul să facem asta aici. Deci, de exemplu, de două ori după x, pardon, d2f la dx2, atenție că punem 2-ul odată aici, odată aici, înseamnă derivată în raport cu x din ceea ce mai devreme am derivat în raport cu x. Adică derivată în raport cu x din această expresie. 2xyz plus 2 plus e la z. Derivata asta în raport cu x va fi 2yz și atât. Pentru că 2-ul dispare, e la z dispare.
După aceea, putem să considerăm și derivata de 2 ori după y și derivata de 2 ori după z, dar nu o să mai fac chestia asta pentru că, de fapt, uitați, se poate vedea foarte simplu că df la de y de 2 ori o să facă 0, pentru că aici nu mi-a mai rămas niciun pic de y. Deci asta va fi 0. Și acum, dacă tot m-am apucat, hai să facem și de 2 ori după z. O să facă asta derivată încă o dată în raport cu z. Ăsta dispare, ăsta dispare, iar aici ne dă x ori la z. Și pe lângă aceste derivate de ordinul 2, de 2 ori după x, de 2 ori după y, de 2 ori după z, mai avem și ceea ce se cheamă derivatele mixte. D2f la dx de y înseamnă, asta se privește de la interior către exterior, deci este derivată în raport cu x din derivată în raport cu y. Am derivata în raport cu y în interior și după ce termin, fac derivata în raport cu x, care înseamnă derivata în raport cu x din această derivată care este în raport cu y, x pătrat z și minus z, și care observăm că face 2xz. Similar, putem considera și celelalte combinații. De exemplu, să spunem d2f la dx de z înseamnă derivată în raport cu x din derivată în raport cu z. Adică derivată în raport cu x din derivată în raport cu z este cea de aici. Deci din x pătrat y minus y plus x ori la z. Și asta face 2xy și plus e la z. Și așa mai departe. Putem să luăm și alte combinații, dar ce este foarte important este că are loc această teoremă de simetrie a lui Schwarz, care ne spune că derivatele mixte vor fi egale atunci când inversez variabilele. Deci, din teorema de simetrie a lui Schwarz, obținem că d2f la dx de y este egal cu d2f la de y de x, d2f la dx de z este egal cu d2f la dz de x și d2f la de y, ups, de y de z este egal cu d2f la dz de y. Asta nu este adevărat mereu, în sensul că există funcții care nu satisfac această teoremă, dar în toate exemplele pe care le veți întâlni la curs și la seminar, această teoremă va fi adevărată, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să le calculăm pe amândouă derivatele mixte, adică în toate variantele. Și mai avem o noțiune care va fi foarte utilă, în special în semestrul al doilea, aceasta de Laplacian. Laplacian sau operatorul Laplace, care pentru o funcție de 3 variabile, să zicem f definit pe r la a treia cu valori în r, f este egal cu f de x, y, z, se definește, se notează așa cu delta f, este prin definiție suma derivatelor de ordinul 2 nemixte. Deci este d2f la dx2 plus d2f la dy2 plus d2f a de z2. Ok. Bun. Și acum o să mergem la exerciții. Avem și diferențiala totală, polinoame Taylor, mă rog, niște lucruri pe care nu o să le discutăm astăzi, pentru că în exercițiile simple cu care începem, ele deocamdată nu sunt utile. Bun. Există întrebări, comentarii până acum? Știu că n-am zis mare lucru, dar mă rog, îmi fac datoria să întreb. Bun, hai să rezolvăm doar ca să exersăm un pic derivatele, să spunem de la secțiunea 5.4.1a o să vi-l rezolv eu și apoi vă gândiți, vă alegeți și voi încă un subpunct și îl mai facem. Ne întreabă să verificăm dacă aceste funcții sunt armonice și am uitat să spun, scuze, prin definiție, dacă delta f este egal cu 0, atunci f se numește armonică sau funcție armonică. Și veți studia funcțiile armonice, în special pe semestrul al doilea, unde veți vedea că aceste funcții armonice sunt utile pentru studiul undelor. Deci, în general, dacă vă interesează să studiați comportamentul unei unde, de exemplu, unde sonoră sau cum vibrează o coardă de chitară sau lucruri de felul acesta, veți studia folosind funcții armonice, adică cele care au proprietatea ca au Laplacianul nul.
Iar exercițiul pe care vreau să-l facem acum ne cere pur și simplu să calculăm Laplacianul pentru funcțiile de aici. Dacă Laplacianul este 0, răspundem că funcția armonică, dacă nu, nu. Și hai să vedem cum spuneam. Vă fac eu punctul A și apoi o să vă las pe voi la încă un subpunct. Deci exercițiul 1, pagina 29. Punctul A, să zicem, luăm F definit pe R pătrat. Mă rog, este R pătrat fără originea, cu valori în R. F de X și Y este logaritm din X pătrat plus Y pătrat. Și ne întreabă cât este delta F. Dacă ne dă 0, spunem că funcția e armonică. Dacă nu ne dă 0, asta este, nu e armonică, dar în orice caz calculăm Laplacian. Ca să ajungem la Laplacian, vedeți definiția mai sus, avem nevoie de derivatele de ordinul 2. Deci o să începem cu cele de ordinul 1. df la dx este derivata în raport cu x din logaritm din x pătrat plus y pătrat, care o să facă 1 supra x pătrat plus y pătrat înmulțit cu derivata lui x pătrat plus y pătrat în raport cu x, adică 2x. Putem să continuăm și cu derivata de 2 ori după x, deci d2f la dx2 este derivată în raport cu x din derivată în raport cu x, adică derivată în raport cu x din 2x supra x pătrat plus y pătrat. Și asta se derivează folosind regula pentru raport. Deci jos o să avem x pătrat plus y pătrat la pătrat, iar sus o să avem 2 pe lângă x pătrat plus y pătrat minus 2x ori 2x. Și în total ăsta o să fac y pătrat minus x pătrat supra x pătrat plus y pătrat la pătrat. Bun. Deci am început așa, am terminat cu derivatele după x mai întâi, pentru că dacă vreți, nu e obligatoriu, dar dacă vreți, la asemenea exerciții, puteți să invocați un motiv de simetrie și celelalte derivate se calculează similar. Deci vom spune că f de xy egal cu logaritm din x pătrat plus y pătrat este simetrică față de interschimbarea x cu y. Deci poți să schimbi x cu y între ele și funcția nu se schimbă. Este exact aceeași funcție. Ceea ce înseamnă că derivatele parțiale pot fi calculate, adică pentru y, pot să nu le mai calculez efectiv, ci pur și simplu iau derivata după x și o schimb pe x cu y. Deci rezultă că df la dy este 2y supra x pătrat plus y pătrat și d2f la dy2 este x pătrat minus y pătrat supra x pătrat plus y pătrat la pătrat. Repet, dacă vreți să folosiți acest argument bine, dacă nu, calculați din nou, nu e nicio problemă, ne dă același lucru. Bun, și acum alcătuim Laplacianul. Deci delta f este d2f la dx2 plus d2f la dy2, care o să facă y pătrat minus x pătrat supra x pătrat plus y pătrat la pătrat plus x pătrat minus y pătrat supra x pătrat plus y pătrat la pătrat. Și asta vedem că face 0, deci rezultă că funcția f este armonică. Răspunsul, cel puțin pentru punctul A, este afirmativ. Ok. Întrebări, comentarii? În regulă. Dacă lucrurile sunt clare, atunci vă las un minut, două, să vă schițați ceva pe o foaie și să mai rezolvăm încă un subpunct. Când aveți o idee și vreți să rezolvăm împreună unul dintre subpunctele de la exercițiu 1, mânuța sus și rezolvăm. Da, Richard, poftim. La B.
Hai să facem B-ul. Deci avem f de x și y este radical din x pătrat plus y pătrat. Te ascult. Calculăm derivatele de ordin 1, df la dx egal cu x supra radical din x pătrat plus y pătrat. Da. Df2 la dx2 egal cu d la dx din d la df la dx Da. egal cu d la dx din x supra radical din x pătrat plus y pătrat egal cu radical din x pătrat plus y pătrat minus x supra radical din x pătrat plus y pătrat. Mulți cu X pe care îl mai ai aici. Deci în total ne dă ar fi X pătrat, mă rog, o să completez după aia. Deci este chestia asta și supra X pătrat plus Y Supra pătrat. radical din x pătrat plus y pătrat. La pătrat. Păi nu era radicalul. Ba da, și La când ridic pătrat. la pătrat, poftim? Păi da, era radical la pătrat și o să fie x pătrat plus y pătrat. Da. Mi s-a părut că ai zis cu radical în continuare. Scuze dacă n-am Nu, auzit. nu, 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 nu. Ok. Da, continuăm. Aducem la același numitor și o să vină x pătrat plus y pătrat minus x pătrat supra x pătrat plus y pătrat ori radical din x pătrat plus y pătrat. Da, sau putem să punem la puterea 3 pe 2, același lucru. Da. Deci asta face y pătrat supra x pătrat plus y pătrat la puterea 3 pe 2, da. Și funcția este simetrică, deci în funcție de y o să vină x pătrat supra x pătrat plus y pătrat la 3 pe 2. Exact. Deci funcția este simetrică față de interschimbarea lui x cu y. Și atunci rezultă că d2f la dy2 va fi x pătrat supra x pătrat plus y pătrat la puterea 3 pe 2. Și când alcătuim Laplacianul, scriem definiția și ne dă x pătrat plus y pătrat supra. Pătrat rămâne 1 supra x pătrat plus y pătrat. Dar aici. Nu ne dă asta. Da? Așa, și asta este diferit. Delta F este diferit de 0, rezultă F nu este armonică, da. Nu are nicio importanță, da? Așa ca fapt divers, adică nu facem nimic cu ea mai departe. Ok, da, mulțumesc. În regulă, n-aș mai face calcule de genul acesta, dar vă rog, dacă este cineva care nu a înțeles efectiv, n-ați înțeles cum funcționează derivatele parțiale, vă rog, aveți curajul, ridicați mâna și putem să mai facem un subpunct, n-am nimic împotrivă. Dar altfel, dacă lucrurile sunt clare, să trecem la exerciții un pic mai grele. Bun. Deci voi presupune că lucrurile sunt clare, așa că o să mergem la exercițiu 3, unde aplicăm regula de derivare a funcțiilor compuse. Și avem funcții de o singură variabilă, funcții de două variabile. La compunere mă refer. Observați că f-ul nostru este de două sau de trei variabile, dar ele sunt date sub formă de compunere, fie în funcție de una sau două variabile. Bun. Ați făcut cu siguranță așa ceva și cu doamna profesoară. Dacă este cineva care a înțeles deja de la curs și vrea să mă ajute la unul dintre subpunctele de aici, mânuța sus și facem împreună. Dacă nu, vă arăt eu un model. Ok, văd că nu se înghesuie nimeni, deci o să vă fac eu un model și apoi vă las pe voi. Deci hai să luăm de exemplu punctul A. Avem f de x și y, este prezentată sub forma phi de y pe x și trebuie să arătăm această ecuație pe care nu o mai scriu, o să verificăm apoi. În orice caz, avem de calculat cele două derivate parțiale de ordin 1 ale lui f. Și aici avem o funcție compusă, este phi de y pe x și o să zic așa, notez u de x și y ca fiind y pe x. Și atunci f de x și y este phi de u de x și y. Deci avem o
funcție compusă. Și vă amintiți, sper, cum se făcea regula de derivare a funcțiilor compuse pentru funcții de o singură variabilă din liceu. Iar aici o să facem ceva similar. Deci, hai să facem așa, un pic de amintiri din liceu. Dacă aveam f de g de x și voiam să derivez asta, asta se calcula f derivat aplicat lui g înmulțit cu g derivat. Dar același lucru poate fi scris folosind o notație de la fizică. Notația de la fizică era aceasta. În loc de f' de x, la fizică se scrie așa, df supra dx. Ați întâlnit această notație când ați studiat la mecanică viteza ca fiind derivata poziției sau accelerația ca fiind derivata vitezei și ați văzut că acel delta x pe delta t, atunci când se face, când se trece la limită, se notează cu acest d mic și înseamnă derivată. Acum, dacă iau notația aceasta de la fizică și o aplic pentru regula de derivare a funcțiilor compuse, asta poate fi scris așa, că df la dx, adică derivata lui f în raport cu x, chiar dacă f este o funcție compusă, poate fi scrisă ca derivata lui f în raport cu g, asta înseamnă derivata de aici, înmulțit cu derivata lui g în raport cu x. Această regulă de derivare a funcțiilor compuse se mai numește în engleză chain rule sau regula lanțurilor, pentru că, așa cum observați, se creează aici ca un fel de lanț, deci avem pe diagonal același dg care pare că se simplifică și ne dă df la dx. Este o metodă de a ține minte această regulă pe care studenții străini așa o învață. Deci chain rule pentru derivarea funcțiilor compuse funcționează așa. Asta la funcții de o singură variabilă. Acum, o să facem ceva similar aici, numai că funcția noastră este de două variabile, dar o să aplicăm în continuare această chain rule. În felul următor. Avem funcția pe care o vedeți aici și vreau să calculez df la dx. Păi f este o funcție compusă prezentată sub forma fi de cineva. Deci este compunerea între fi și u. Și atunci, folosind regula lanțurilor pe care o vedeți aici, o să avem dφ la du ori du la dx. Aici apare fi și nu tot f, pentru că, de fapt, dacă stăm să ne uităm, f este același lucru cu fi. Dacă zic f de x și y este fi de cineva, atunci f este același lucru cu fi. Și aici am scris dφ la du ori du la dx, ceea ce cred că doamna profesoară la curs a notat chiar așa, fi prim de u, pentru că fi are o singură variabilă u, dar ne mai rămâne acest du la dx, care este o derivată parțială, pentru că u are două variabile. Și asta este, eu o să păstrez notația cu derivată parțială, ca să nu amestecăm și prim și derivată parțială, nu e greșit, este același lucru. Deci o să scriu dφ la du, iar du la dx înseamnă derivata acestui raport față de x și face minus y supra x pătrat. Df la dy se calculează similar, va fi dφ la du ori du la dy, care face dφ la du, du la dy înseamnă derivata acestui raport față de y și înseamnă 1 supra x. Și acum alcătuim ce ne zice problema. X ori df la dx plus y ori df la dy. Și asta face x ori minus y pe x pătrat dφ la du. Atenție, dφ la du n-am cum să calculez, pentru că câtă vreme nu știu cine este fi, pur și simplu rămâne așa. Deci dφ la du, așa, și plus y ori 1 pe x ori dφ la du. Adică simplificăm aici un x cu un x, deci ne dă minus y pe x dφ la du plus y pe x dφ la du, care într-adevăr face 0. Este adevărată relația pe care încercam să o demonstrăm. Și cu asta am terminat. Întrebări, comentarii? Ok, dacă lucrurile sunt clare, atunci tot așa, vă las 1-2 minute să vă adunați ideile și apoi
Cine vrea să mă ajute să rezolvăm punctul C, mânuța sus și rezolvăm împreună. Da, Elena, poftim. Notăm u de xy egal cu x pătrat minus y pătrat. Da, deci notăm u de x și y este x pătrat minus y pătrat. Este x pătrat minus y pătrat, da. Calculăm de la dx, adică ar fi de rond din y fi de u de xy. Așa. Y e constantă, deci iese în față y. D fi la de u ori de u la de x. Da. Iar de u la de x este chiar 2x, deci ar fi egal cu y ori d fi la de u ori 2x. Da, adică în total 2xy. Da, xy. Uh-huh. Da. Și facem același lucru și pentru d la de y. Aici avem un produs, deci ar fi zic direct sau... Da, da, poți să calculăm direct, adică te referi să sari peste această notație, sunt de acord. Da, da, da. Deci ar veni 1 ori fi de u de xy. Da. Plus y ori de fi la de u ori de u la de y. Da. Are egal cu fi de u de xy. Plus y ori de fi la de u înmulțit cu minus 2y. Da, adică minus 2y pătrat de fi la de u. Ok, mulțumesc. De aici mă descurc. O să trebuiască să alcătuim această expresie și să verificăm că face cât zice exercițiul. Deci asta e un calcul simplu, e doar o prelucrare algebrică. Mulțumesc. Important era partea asta de derivare. Deci ca să alcătuim 1 supra x de f la de x plus 1 supra y de f la de y, o să fac așa, o să scriu minus 1 pe y pătrat f de x și y. Vreau să demonstrez că ăsta face 0. Și hai să calculăm. Deci avem 1 pe x de f la de x este asta de aici. Deci înmulțit cu 2xy de fi la de u. După aceea plus 1 pe y ori de f la de y este asta de aici. Deci pe lângă fi de u de x și y minus 2y pătrat de fi la de u și apoi minus 1 supra y pătrat iar f este y fi de u de x și y. Și hai să vedem dacă asta într-adevăr face 0. Deci simplificăm aici x cu x și ne dă 2y de fi la de u plus 1 pe y fi de u de x și y minus 2y de fi la de u și aici simplificăm un y minus 1 pe y fi de u de x și y. Și ăsta se reduce cu ăsta, ăsta se reduce cu ăsta, deci în total este 0. E o relație adevărată, este ceea ce dorim să obținem. Ok, da. Întrebări, comentarii? În regulă. Dacă lucrurile sunt clare, hai să facem un pas mai departe, să vedem funcții compuse de două variabile. Deci să ne apucăm de subpunctele B și D. Dacă aveți vreo idee, vreți să încercați, mânuța sus. Dacă nu, vă fac eu unul dintre ele și apoi voi pe celălalt. Cristina? La D. Ok. O să avem fi de u
și b. Stai să notez și eu exercițiu. Deci este f de x, y, z. Este x, y supra z ori logarit din x plus x fi de x pe y și z pe x. Așa, zi acum. De x, y, z care este x supra y. Da. Și v de x, y, z care este z supra x. Și calculăm d la dx. Care este d la dx din x, y supra z lână din x. Da, nu mai scriu toată funcția, sper că mă iertați, adică putem să calculăm direct. E derivată în raport cu x din expresia asta, nu o să mai scriu o dată. Hai să încercăm să derivăm. Y supra z lână din x plus x, y supra z ori 1 pe x și rămâne y supra z. La pasul următor, așa. Plus fi de u și v plus x pe lângă d fi la du ori du la dx plus d fi la dv ori dv la dx. Perfect. Deci observați numai puțin, Cristina, observați ce se întâmplă aici. Deoarece avem fi care depinde de două funcții, u și v, contribuțiile lor se adună. Asta s-a întâmplat în paranteza asta de aici. Deci folosesc regula de derivare a funcțiilor compuse ca mai devreme, numai că se adună contribuțiile, am o contribuție din u și o contribuție din v. Ce înseamnă chestia asta? Bun, acum hai să simplificăm, Cristina. Y supra z lână din x plus y supra z plus fi de u și b plus x pe lângă d fi la du ori 1 pe y plus d fi la dv ori minus z supra x pătrat. Da. Și mă rog, hai să lăsăm deocamdată așa, mai prelucrăm când o să ajungem la forma finală. Mergem la cealaltă derivată. D la dy. O să vină x supra z lână din x. Da. Plus x pe lângă d fi la du ori du la dy plus d fi la dv ori dv la dy. Corect. Hai să calculăm și asta un pic. Deci avem x supra z lână de x plus x pe lângă d fi la du, du la dy, am lăsat, deci am dat scroll, dar se vede asta aici, deci du la dy o să fac minus x pe y pătrat, iar d fi la dv, dv la dy face 0, pentru că aici nu avem y, deci practic ăsta o să dispară. Bun, și mergem și la derivata după z. D la dz. Minus x, y lână din x supra z pătrat. Da. Plus x pe lângă d fi la du ori du la dz plus d fi la dv ori dv la dz. Și hai să mai prelucrăm aici în paranteză. Du la dz este 0. Da. Și dv la dz 1 pe x. Și 1 pe x, da, corect. Bun, mulțumesc. Aici o să alcătuiesc eu ăsta și o să vedem ce se simplifică. E o prelucrare simplă care a mai rămas. Deci avem de alcătuit așa. X ori de f la dx plus y ori de f la dy plus z ori de f la dz minus xy supra z și minus f de xyz. Și ne întrebăm dacă ăsta face 0. Acum, x ori de f la dx înseamnă x ori chestia asta de aici. O să văd dacă pot să o scriu. Deci este y supra z lână de x. Y supra z. De fapt, ce să mai, după ce că e mare, o să încerc totuși să fac calculul direct. Deci avem xy supra z lână de x.
Apoi, plus xy supra z plus x fi. Nu mai scriu fi de u și v, este suficient să scriu x fi. Așa, și apoi avem plus x pătrat ori paranteza asta pe care o să o desfac. Deci avem plus x pătrat supra y de fi la de u. Și aici o să avem x pătrat cu x pătrat care se reduc, deci vine minus z ori de fi la dv. Asta a fost x ori de f la de x. Apoi, plus y ori de f la de y, adică y ori calculul ăsta de aici, deci plus xy supra z logarit din x. Și avem plus xy ori paranteza asta. Aici o să se simplifice un y și rămâne minus x pătrat supra y de fi la de u. Și ăsta, mă rog, a dispărut. Apoi avem plus z ori ăsta de aici. Deci ne dă minus xy ln de x supra z. Și x-ul de aici se simplifică cu x-ul de aici, deci mai rămâne plus z de fi la dv. Și avem de scăzut minus xy supra z și minus f-ul pe care îl copiez de aici. Deci minus xy supra z ln de x și minus x fi. Bun, și să sperăm că ăsta dă 0. Ia să vedem. X fi de aici cu minus x fi de aici. XY supra z ln de x se reduce cu ăsta de aici, ăsta cu ăsta, x pătrat pe y de fi la de u se reduce cu ăsta de aici, XY supra z cu ăsta de aici și XY supra z ln de x cu ăsta de aici. Deci, într-adevăr, face 0 și am demonstrat ce era de demonstrat. Ok. Întrebări, comentarii? Ok, dacă lucrurile sunt clare, atunci haideți să se ofere cineva și să facem și punctul B. Între timp eu o să scriu exercițiul până vă faceți voi curaj. Cine era? Dacă mă întrebați pe mine, DEU a fost mult mai greu decât ăsta, adică m-am bucurat că am început cu el, mi-a dat curaj, dar la asta e mult mai simplu, adică ar cineva în afară de Cristina? Mai avem? Hai, Cristina, să o facem și pe asta. Notăm tot așa fi de u și v. Da, deci u de x și y este xy și v, mă rog, ar trebui să scriu xyz. Pentru că toate funcțiile aici au trei variabile, chiar dacă una dintre ele nu apare. Și v de x, y, z este x pătrat plus y pătrat plus z pătrat. Da. De la dx, care este de fi la du ori du la dx plus de fi la dv ori dv la dx, care este de fi la du ori y plus de fi la dv ori 2x. De la dy de fi la du ori du la dy plus de fi la dv ori dv la dy. De fi la du ori x plus de fi la dv ori 2y. Și de fi la dz de fi la du ori du la dz plus de fi la dv ori dv la dz.
face 0. Mm-hmm. Și rămâne de fi la dp ori 2z. Regulă, da. Acum să alcătuiesc eu expresia de aici, mulțumesc, și să vedem dacă ne dă 0. Deci avem de calculat xz df la dx minus yz df la dy și plus y pătrat minus x pătrat df la dz. Și ne întrebăm dacă ăsta face 0. Xz df la dx înseamnă xz ori chestia asta. Deci o să avem xyz de fi la du plus 2x pătrat z de fi la dv. După aceea minus yz ori asta de aici. Deci minus xyz de fi la du minus 2y pătrat z de fi la dv și plus y pătrat minus x pătrat ori chestia asta. Deci o să ne dea 2y pătrat z de fi la dv minus 2x pătrat z de fi la dv. Și să vedem dacă ăsta face 0. Deci xyz de fi la du se reduce cu ăsta de aici. 2x pătrat z de fi la dv cu ăsta de aici și ăsta de aici cu ăsta de aici. Și ăsta într-adevăr face 0. Am demonstrat ce era de demonstrat. Ok. Bun. Întrebări, comentarii? În regulă. Dacă lucrurile sunt clare, o să mergem la alte tipuri de exerciții acum, anume extreme libere, unde o să determinăm punctele de minim și de maxim pentru funcții de 2 și 3 variabile. Este vorba despre exercițiul 2 de aici. Aveți la curs exemple rezolvate. Eu o să vă arăt o mică diferență la acolo unde doamna profesoară v-a arătat să calculați minorii matrice hesiene, deci ați calculat acel delta 1 și delta 2. Eu o să vă arăt procedura pe care o vedeți aici, care la mine, la pasul 3, calculează valorile proprii ale matricei hesiene. În felul acesta facem legătura cu ceea ce ați învățat sau veți învăța foarte curând la algebră. Dar, bineînțeles, dacă voi în exercițiile voastre vreți să aplicați metoda de la curs, n-am nimic împotrivă, mă refer la partea asta de aici, pe care am extras-o din cursul doamnei profesoare, deci modul în care se trage concluzia la curs a fost acesta, modul în care voi trage eu concluzia va fi folosind valorile proprii și vă arăt imediat ce înseamnă chestia asta. Deci vă fac eu un exemplu, apoi luăm pauză și după pauză poate rezolvați și voi. Deci să luăm exercițiul 2. Să zicem punctul A. Avem f definit pe r pătrat cu valori în r. F de x și y este x la a treia plus y la a treia minus 6xy. Și hai să urmărim etapele pe care le aplicăm în toate asemenea exerciții. Prima etapă este să anulăm derivatele parțiale de ordin 1. Deci avem de rezolvat sistemul de ecuații dat de df la dx egal cu 3x pătrat minus 6y egal 0. Asta este echivalent cu x pătrat minus 2y egal 0. Și cealaltă, df la dy care face 3y pătrat minus 6x egal 0 și asta este echivalent cu y pătrat minus 2x egal 0. Rezolvăm acest sistem de ecuații, de exemplu, cu substituție. Rezultă de aici că x este egal cu y pătrat pe 2. Introducem în prima. Deci avem y pătrat pe 2 la pătrat minus 2y este egal cu 0, adică y la a patra pe 4 minus 2y egal cu 0, adică y la a patra minus 8y egal cu 0. Dăm factor comun pe y și ne dă pe lângă y la a treia minus 8 egal cu 0. Deci obținem y egal cu 0 sau y egal cu 2. Acum, pentru y egal 0, folosind această relație, rezultă că și x-ul este 0 și am obținut un punct de coordonate 0, 0. Iar pentru y egal 2, rezultă x-ul este tot 2
și am obținut un punct B de coordonate 2, 2. Acestea se cheamă puncte critice, care în traducere înseamnă că sunt posibil de extrem. Nu știu dacă sunt, dar sunt posibil de extrem. Dacă este să fie vreun punct de extrem, atunci el se găsește printre acestea două. Și în continuare calculăm matricea hesiană. Deci o să scriu definiția. HF este D2F la DX2, D2F la DX de Y, D2F la DY de X și D2F la DY2. Deci avem de calculat derivatele de ordinul 2. D2F la DX2 înseamnă o iau pe asta și o mai derivez încă o dată în raport cu X. Atenție, vă rog, asta se mai derivează încă o dată, nu asta, pentru că asta a fost am ajuns la ea prin simplificare cu 3, pe care am putut să o fac doar pentru faptul că asta era egală cu 0. Dar derivata în sine este asta, 3x pătrat minus 6y. Aici derivez. Și mai derivez o dată după x și o să facă 6x. Derivata de 2 ori după y înseamnă, o iau pe cea după y și o mai derivez încă o dată tot după y și ne dă 6y. Iar derivatele mixte sunt egale din teorema de simetrie a lui Schwarz. Nu mai citez această teoremă, pur și simplu aplic direct. Și înseamnă să iau derivata după x, să spunem asta, și acum o derivăm după y și observăm că facem minus 6. Același lucru ne dă și dacă facem invers. Deci asta este minus 6. Și atunci matricea hesiană arată așa. 6x minus 6 minus 6, 6y. Evaluăm matricea hesiană în cele două puncte critice. HF de A, unde A era 0, 0. O să însemne 0 minus 6 minus 6, 0. Și o să notez matricea asta cu M, ca să -mi fie mai ușor. HF de B este HF de 2 și 2, care face 12 minus 6 minus 6, 12. Și notez asta cu N. Bun. Și, repet, de aici o să fac un pic diferit față de cum v-a arătat doamna profesoară. Chiar dacă pare mai complicat, eu personal prefer această metodă pentru că ne arată un pic de legătură cu algebra. Dar, încă o dată, dacă vreți să faceți varianta arătată de doamna profesoară, puteți să o faceți. Pentru matricea N, deci pentru punctul A, se calculează ceea ce se cheamă, de fapt, ca să știu câte detalii îi dau. Ați făcut vectori și valori proprii la algebră? Sună cuiva cunoscut? Polinom caracteristic, vectori și valori proprii? Da sau nu? Am înțeles, ok. Nu, am întrebat ca să știu câte detalii dau, că dacă le-ați făcut deja, trec mai repede peste partea de teorie. Așa, pur și simplu, vă amintesc și definiția. Deci calculăm polinomul caracteristic, care se notează așa cu P indice M de X, M deoarece este caracteristic matricei M, și este prin definiție determinant de M minus XI2. Adică un determinant în care se scade x pe diagonală. Dacă faceți matricea m minus x i 2, practic se scade x pe diagonală și înseamnă minus x minus 6 minus 6 minus x, care este x pătrat minus 36. Găsim rădăcinile polinomului caracteristic. Deci avem x pătrat minus 36 egal cu 0, rezultă x1, 2 este egal cu plus minus 6. Și aceste rădăcini se cheamă valorile proprii. Deci valorile proprii sunt lambda 1 este egal cu minus 6, lambda 2 este egal cu 6. Și acum tragem concluzia conform celor scrise aici. Deci dacă o valoare proprie este pozitivă și una negativă, adică produsul lor este negativ, deci lambda 1 mulțit cu lambda 2 este mai mic ca 0,
rezultă punctul A nu este de extrem. El se mai numește punct Sha. Punct Sha. Și o să vedeți că o să vă arăt pe grafic motivul pentru acest nume. Pentru punctul B, scriem polinomul caracteristic pe n de x, care este determinant de n minus xi2, care o să facă, matricea noastră n era asta, deci avem 12 minus x pe diagonală și în rest minus 6. Deci 12 minus x, minus 6, minus 6, 12 minus x, care face 12 minus x la pătrat minus 36 și o să-l descompun în felul acesta, 12 minus x minus 6, 12 minus x plus 6. Rezolvăm ecuația caracteristică, punem pe n de x este egal cu 0, rezultă x1 ne dă de aici ca fiind 6, x2 ne dă de aici ca fiind 18, deci lambda 1 este 6, lambda 2 este 18. Și suntem în cazul de aici, ambele sunt mai mari ca 0, deci rezultă că punctul B de coordonate 2 și 2 este un maxim local. Observați că am adăugat acest atribut local pentru că funcția nu va avea maxim global, cum o să vedeți imediat, dar local, adică într-o vecinătate din jurul punctului respectiv, acest punct este de maxim. Și trebuie să calculăm acum și valoarea maximă. Este f de b, adică f de 2 și 2, unde funcția noastră era x la a 3 plus y la a 3 minus 6xy. Deci avem 2 la a 3 plus 2 la a 3 minus 6 ori 2 ori 2. Adică 8 și cu 8, 16 minus 24 înseamnă, îmi bine? Da. De 16 minus 24 înseamnă minus 8. Ok. Asta înseamnă că asta este valoarea maximă a funcției. Valoare, scuze, am zis o prostie, e minim. Am arătat aici, am zis că este minim, dar am scris maxim, nu știu de ce. Îmi cer scuze, deci să șterg acum. Așa. Așa, deci valoarea minimă este minus 8, pe care o să o vedeți imediat. Bun. Întrebări, comentarii din calcule? Ok. Acum să vă arăt graficul ca să vedeți ce înseamnă exact punct de minim local și punct Sha pentru o funcție de două variabile. Deci mergem din nou la GeoGebra, care are și un modul de 3D, deci pe pagina principală aveți aici 3D Calculator și putem să introducem funcția noastră de două variabile, care este x la a treia plus y la a treia și minus 6 ori x ori y. Și care arată așa. Deci asta este graficul funcției noastre. Acum, hai să vedem cele două puncte interesante. Avem originea, deci punctul de coordonate 0, 0. Am zis că nu este de extrem, este punct Sha. Și haideți să vedeți ce înseamnă punct Sha. Deci dăm zoom in până foarte aproape de origine. Și observați că punctul de origine seamănă cu o șa de călărie, o șa pe care o pui pe cal. Iar el se numește punct Sha și spunem că nu este de extrem pentru că privit din acest punct de vedere, deci în lungul axei, cum sunt eu fixat acum cu camera, el pare că este punct de minim, pentru că el descrie această parabolă unde aici practic ar fi punct de minim. Dar dacă rotim desenul, observăm că el devine punct de maxim din punctul ăsta de vedere. Deci de aceea punctul nu este de extrem și pentru că arată așa cum arată, se numește punct Sha. Iar minimul local pe care l-am obținut noi, îl vedem imediat când dăm zoom out. Și se vede clar că este ăsta de aici. Putem să-l și localizăm. Deci era punctul care se obține în x egal 2, y egal 2,
valoarea minimă fiind minus 8. Deci putem să plasăm punctul de coordonate 2, 2 și minus 8 și este exact vârful acestei găleți, sau cum vreți să-i spuneți, acesta este punctul nostru de minim local. El este minim local pentru că este doar într-o vecinătate minim, pentru că dacă ne uităm pe tot desenul, avem zidul ăsta de aici, care nu are nici minim, nici maxim. Deci funcția noastră nu are minim și maxim global, dar local avem acest minim aici. Ok, și în felul acesta ne putem verifica că am lucrat, că am lucrat corect. Întrebări, comentarii? În regulă. Dacă lucrurile sunt clare, atunci o să facem acum o pauză și îmi cer scuze că am depășit timpul, dar o să luăm acum o pauză de 10-12 minute. Și după pauză mi-ar plăcea să văd de la voi 1, 2, 3 dintre subpunctele care au rămas. Deci B, C, D, E, F de aici. Dacă le aveți timp să le scrieți pe foaie și să le scanați și să le prezentați, m-aș bucura foarte mult. Dacă nu, măcar le rezolvăm împreună. Dar mai gândiți-vă la exercițiile astea de aici și revenim în 10-12 minute. Acum facem pauză. Ok, haideți să reluăm. Dacă ați avut timp să rezolvați ceva, mânuța sus. Sau dacă sunt neclarități, pur și simplu n-ați înțeles ce trebuie făcut la un anumit pas, întrebați și vă lămuresc, adică... Există întrebări sau, dimpotrivă, oferte? Ok, atunci o să vă mai fac eu, de exemplu, punctul D, ca să vedem ce se întâmplă atunci când avem trei variabile, pentru că B-ul și C-ul se fac identic cu A-ul, dacă a fost clar acela, ar trebui să fie și acesta. Scuze, cred că am oprit share-ul, să dau din nou. Deci hai să vedem ce facem la punctul D atunci când avem trei variabile, pentru că procedura este exact aceeași, doar că avem matricea hesiană care va fi cu 3 linii și 3 coloane. Și hai să vedem asta. Deci punctul D. Avem f de x, y, z. Este x pătrat plus y pătrat plus z pătrat plus 2x plus 6y și minus 6z. Și primul pas, hai să mă întorc tot la procedura generală ca să vedeți exact ce avem de făcut. Primul pas va fi tot să anulăm derivatele parțiale. Deci o să calculez df la dx care face 2x plus 2 și dacă ăsta face 0, atunci x-ul este minus 1. Df la dy este 2y plus 6 și dacă ăsta face 0, y-ul face minus 3. Iar df la dz este 2z și minus 6 și dacă ăsta face 0, atunci z-ul este 3. Și deci am obținut un singur punct critic de coordonate minus 1, minus 3 și 3. Punct critic. Bun. Acum, ca să vedem natura acestui punct, alcătuim matricea hesiană, care conține derivatele de ordinul 2, după aceeași ordine. Deci o să scriu, hai să scriu în general, HF, matricea hesiană. O să folosesc notația aceea de la fizică cu indice, ca să, mă rog, după părerea mea e mai curată. Deci avem linia lui X, avem fxx, fxy, fxz, apoi fyx, fyy, fyz, apoi fzx, fzy, fzz.
Asta înseamnă derivatele parțiale de ordinul 2. Și hai să le calculăm pe rând. Fxx înseamnă d2f la dx2, mai scriu o dată, deși nu era nevoie, pur și simplu ca să vedeți legătura între cele două notații. Și este derivată în raport cu x din derivata în raport cu x, adică din 2x plus 2, care face 2. Apoi, de două ori după y, fyy este d2f la dy2 și înseamnă derivată în raport cu y din derivata în raport cu y, care este 2y plus 6. Și asta face tot 2. Și similar, fzz înseamnă d2f la dz2, adică derivată după z din 2z și minus 6, care face tot 2. Iar apoi derivatele mixte, de exemplu fxy, înseamnă d2f la dx dy, adică derivată după x din derivata după y. Derivata după y este 2y plus 6. Și observăm că ăsta face 0. După aceea, ăsta va fi egal și cu fyx. Acum, fxz este d2f la dx dz și face derivată după x din derivata după z, 2z și minus 6, și face 0. Și asta este egal și cu fzx. Și mai avem una singură, fyz, care este d2f la dy dz, care este derivată după y din derivata după z, deci din 2z și minus 6, care face 0, ăsta este egal și cu fzy. Și atunci matricea hesiană are o formă foarte simplă. Observați că am obținut 2-uri pe diagonală, deci 2, 2, 2 sunt acestea de pe diagonală și restul sunt 0. Deci avem 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Evident că asta este egal și cu HF calculat în punctul A, care era punctul nostru critic, pentru că, na, dacă matricea este constantă, în orice punct aș evalua-o, evident că avem aceleași valori. Și să zicem că notăm asta cu M. Scriem polinomul caracteristic pe M de X, care este determinant de M minus XI3. Și asta este definiția polinomului caracteristic, doar că acum suntem pe 3 dimensiuni, ceea ce înseamnă că se scade x pe diagonală și în rest rămâne așa cum este. Deci avem 2 minus x, 0, 0, 0, 2 minus x, 0, 0, 0, 2 minus x. Ăsta face 2 minus x la a treia și rădăcinile polinomului caracteristic sunt lambda 1 egal lambda 2 egal lambda 3 egal cu 2. Deci avem o rădăcină triplă și este 2. Asta înseamnă că ne situăm în acest caz, deci toate valorile proprii sunt mai mari ca 0, ceea ce înseamnă că punctul respectiv va fi de minim local. Deci lambda 1, lambda 2, lambda 3 mai mare ca 0, ceea ce înseamnă că punctul nostru care avea coordonatele minus 1, minus 3, 3 este minim local. Iar valoarea minimă este f de a mare, adică f de minus 1, minus 3, 3. Și hai să calculăm, pentru că o să vedeți că vreau să vizualizăm și pe grafic. Funcția era asta de aici. Deci avem x pătrat plus y pătrat plus z pătrat, adică 1 plus 9 plus 9 și apoi plus 2x plus 6y și minus 6z minus 18 încoat. 9 cu 9 cu 18 se reduc, 1 minus 2 înseamnă minus 1, minus 18 înseamnă minus 19. Valoarea minimă este minus 19. Ok. Și o să vă arăt imediat asta pe un desen. Deocamdată, dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog. Ok. Acum,
Pentru desen va fi destul de dificil, pentru că avem o funcție care este de trei variabile. Valoarea funcției este cea de-a patra variabilă. Deci dacă ar fi să desenăm, ar trebui să desenăm în patru dimensiuni. Ceea ce evident nu putem face. Ceea ce putem face este să desenăm o proiecție a funcției care sunt trei variabile și o să desenez o proiecție pe care să o putem vizualiza, adică o proiecție în trei dimensiuni. Această proiecție o voi alege la înălțimea z egal cu 3, unde se întâlnește minimul nostru. Deci o să vizualizăm de fapt această funcție. Deci desenăm proiecția graficului funcției f în z egal cu 3. Asta înseamnă că de fapt vom desena această funcție f de x, y și 3, care este x pătrat plus y pătrat plus 9 plus 2x plus 6y și minus 18, adică x pătrat plus y pătrat plus 2x plus 6y și minus 9, care este, dacă vreți, o funcție g de x și y. Deci pe asta o să o desenez. O să fie totuși util acest desen pentru că, așa cum veți vedea, vom putea totuși să obținem acel punct de minim pe desen, dar încă o dată vă spun, strict vorbind, nu avem cum să desenăm o funcție de trei variabile pentru că ea s-ar desena în patru dimensiuni. Dar în trei dimensiuni putem să rezolvăm problema cu această proiecție. Și hai să desenăm. Deci avem x pătrat plus y pătrat plus 2x plus 6y și minus 9. X pătrat plus Y pătrat plus 2X plus 6Y și minus 9. Și observați că așa ceva se obține la înălțimea Z egal cu 3, iar dacă vrem să vizualizăm minimul respectiv, nu avem decât să mergem un pic mai mult zoom out. Și observați că minimul respectiv se obține în jurul valorii de minus 20, mai exact la minus 19. Pentru că noi putem acum să plasăm punctul care are coordonatele minus 1, minus 2 și minus 19. Cred că era minus 3, nu? Da. Este vorba despre minimul nostru pe care l-am obținut aici, la x egal minus 1, z egal minus 3, iar valoarea minimă era minus 19. X egal minus 1, Y egal minus 3 și Z egal minus 19. Totul se întâmplă la înălțimea Z egal 3 și ceea ce vizualizăm noi aici este această proiecție și cu valoarea minimă pe care o vedeți acolo. Deci, morala este că chiar dacă funcția este de 3 variabile, deci se desenează în 4D, putem să fixăm o proiecție și să o desenăm. Bineînțeles că puteam să aleg proiecția după Y sau să iau altă valoare a lui Z sau să iau o proiecție după X. Puteam să facem absolut oricum, câtă vreme înțelegeți ce se întâmplă. Deci fixăm una dintre variabile și desenăm proiecția. Dar acest desen ne confirmă faptul că am lucrat corect, valoarea minimă fiind cea de aici. Ok. Întrebări, comentarii? Ok, acum teoretic știți să rezolvați și extreme de două variabile și de trei variabile, așa că vă rog până la sfârșitul seminarului, haideți să mai facem măcar un singur exemplu de la exercițiu 2, să se ofere cineva și să rezolvăm împreună pe oricare de la exercițiu 2. Sau, din nou spun, dacă lucrurile sunt neclare, vă rog întrebați și vă explic, adică nu știu cum să înțeleg exact liniștea asta. Da, Richard. Pe E? Ok, hai să-l facem pe E. Hai să-l notez și eu aici.
Deci E avem F definit pe R la a treia cu valori în R la a treia, F de X, Y, Z este X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat minus XY plus X și minus 2Z. Da. F la dx egal cu 2x minus y plus 1. Da. D la dy egal cu 2y minus x. Da. Și D la dz egal cu 2z minus 2. Da. Le egalăm cu 0. Da. Rezultă că z este egal cu 1. Da. Și cu primele două facem sistem, cred. Da, da, putem să aplicăm o scurtătură. Deci de aici rezultă că x este 2y și putem să înlocuim direct aici. Nu? Deci 3y egal cu 1, y egal cu minus 1 pe 3. Da. Și x-ul va fi minus 2 pe 3. Da. Deci am obținut punctul critic de coordonate minus 2 pe 3, minus 1 pe 3 și 1. Da. Da. Scriem matricea acum. Da. HF egal cu f de x, x. Nu mai scriu definiția, v-am dat-o inițial ca să știți. Acum hai să o populăm. Din 2x minus y plus 1. Da. Egal cu 2. Da. F de y, y egal cu d la dy din 2y minus x egal cu 2. F de z, z egal cu d la dz din 2z minus 2 egal cu 2. Da. F de x, y egal cu d la dy din 2y minus x egal cu minus 1. F de x, z egal cu d la dy din 2z minus 2 egal cu 0. F de y, z egal cu d la dy 2z minus 2 egal cu 0. Și atât. Fac și yx sau? Păi nu, din teorema de simetrie a lui Schwarz să știm că astea sunt egale. Deci da. Asta este da. Egal cu așa și asta este egal cu fzy. Și putem direct să alcătuim matricea. Deci avem matricea 2 minus 1 0 1, 2, 0 și x de stat 0, 0 și 2. Da. Și asta este egal și cu HF de A, nu se schimbă pentru că nu mai depinde aici de x și de y, să zicem că notăm asta cu M. Da. Da. Este egal minus 1, 0, minus 1, 2 minus x, 0, 0, 0, 2 minus x. Da. Egal cu 2 minus x la a treia. Minus 2 minus x. Ai minus 2 plus x. Minus 2 plus x, da. Așa, și aici dacă vrei putem să facem așa, putem să scriem 2 minus x la a treia minus paranteză 2 minus x,
adică 2 minus x pe lângă 2 minus x la pătrat și minus 1, ca să ne ajute după aia să găsim rădăcinile. Deci avem 2 minus x pe lângă, aici o să avem 3 plus x pătrat și minus 4x. Da. Egal cu 0. Rezultă odată x egal cu 2 și x minus 3 pentru x minus 1. Da, x pătrat minus 4x plus 3 egal 0 și asta înseamnă, cum spui tu, 1 și 3. Da, da, x minus 1, x minus 3 egal 0. Deci asta este x1, x2 va fi 1, x3 va fi 3. Bun. Și deoarece avem toate rădăcinile, adică toate valorile proprii pozitive, punctul respectiv va fi minim local. Da. Mulțumesc. Deci avem lambda 1 egal 2, mai mare ca 0, lambda 2 egal 1, mai mare ca 0, lambda 3 egal 3, mai mare ca 0. Deci rezultă punctul nostru A de coordonate minus 2 pe 3, minus 1 pe 3 și 1 este minim local. Nu mai știu dacă am adăugat la exercițiul anterior, bineînțeles că minimul respectiv este local. Am scris, da. Ok. Este minim local și putem să calculăm valoarea minimă, dar nu o să mai fac chestia asta pentru faptul că ne-a dat aici niște fracții. Ne-au dat aceste fracții la x și y, ceea ce înseamnă că se calculează un pic mai incomod, dar, mă rog, nu e mare lucru. În schimb, putem să calculăm valoarea minimă. Scuze, putem să facem proiecția la z egal cu 1. Deci proiecția la z egal cu 1 este f de x, y și 1, pe care să zicem că notez cu g de x și y, pe care o să o calculez pe pagina următoare și o să o desenăm imediat. Deci g de x și y este, eram aici, deci avem x pătrat plus y pătrat plus 1 minus xy plus x și minus 2. Deci avem x pătrat plus y pătrat minus xy plus x și minus 1. Și asta o să desenăm imediat și vom observa că are un punct de minim care se obține pentru x egal minus 2 pe 3 și y egal minus 2 pe 3. Iar valoarea minimă, hai totuși să o calculăm, valoarea minimă, ca să putem să o punem apoi pe grafic, este f de minus 2 pe 3 minus 1 pe 3 și 1, care face 4 pe 9 plus 1 pe 9 plus 1 plus 2 pe 9 minus 2 pe 3 și minus 2, care face 5, 7 pe 9 minus 2 pe 3 și minus 1, adică 1 pe 9 minus 1, adică minus 8 pe 9. Sper că n-am greșit la calcul. Ok. Și acum hai să desenăm ca să putem să vizualizăm acest minim. Deci avem de desenat proiecția asta. X pătrat plus Y pătrat minus XY plus X și minus 1. X pătrat plus Y pătrat minus XY. Deci x pătrat plus y pătrat minus xy plus x și minus 1. Și observăm că are acest minim aici, care, mă rog, se vede că are o valoare, adică se obține într-o valoare destul de mică. Și putem să vizualizăm, era la minus 2 pe 3, minus 2 pe 3, minus 1 pe 3, x și y. Și valoarea era minus 8 pe 9. Deci avem de desenat punctul minus 2 pe 3, minus 1 pe 3 și minus 8 pe 9. Minus 2 pe 3, minus 1 pe 3 și minus 8 pe 9. Și este exact vârful de acolo. Deci este minimul pe care l-așteptam. Asta de aici. Cred că, de fapt, cred că am greșit un pic la calcul, că vedeți un pic mai sus. Trebuie să fie un pic mai jos, cred că am greșit ceva la calcul. Aici, ia să vedem. Am greșit ceva la calcul? De
Deci aici avem 4 cu 1, 5 cu 2, 7 pe 9, minus 2 pe 3. Sau poate am înlocuit ceva prost, ia să vedem, x pătrat plus y pătrat plus z pătrat minus xy înseamnă plus 2 pe 9. Nu, e minus 2 pe 9. Că xy, da, aici am greșit. Deci ăsta este minus 2 pe 9 aici. Ceea ce înseamnă că ăsta o să fac 4 cu 1, 5 minus 2 înseamnă 3 pe 9 minus 2 pe 3 minus 1. 3 pe 9 este 1 pe 3. Minus 2 pe 3 și minus 1, adică minus 1 pe 3 minus 1, adică minus 4 pe 3. Vedeți că, practic, GeoGebra, desenul pe care l-am făcut, m-a ajutat să găsesc această greșeală. Deci, minus 4 pe 3 este valoarea minimă. Acum sper că n-am mai greșit odată. Aici hai să modificăm. Ar trebui să fie minus 4 pe 3. Și este fix ce trebuie, adică exact valoarea minimă care vine fix în vârful acestui paraboloid. Ok. Întrebări, comentarii? Nu prea știu cum să înțeleg liniștea care se așterne, adică dacă lucrurile sunt simple și le-ați înțeles, eu mă bucur foarte tare. Dacă nu sunt simple, să știți că ne așteaptă lucruri mult mai grele, adică în mod normal lecția despre extreme pe care o să o facem data viitoare va fi pe domenii simple, cum ați văzut și la curs, în care restrângem, nu avem funcțiile definite pe tot R pătrat sau pe tot R la a treia, ci pe niște domenii date de niște ecuații sau inecuații, vom avea definite pe cercuri, pe dreptunghiuri, pe triunghiuri și așa mai departe. Și, na, lucrurile vor fi ceva mai grele, dar baza este tot ce am făcut astăzi. Și atunci, dacă... Eu sper ca, mă rog, tăcerea voastră să însemne că lucrurile sunt clare și chestia asta o să o lămurim data viitoare, pentru că propun acum să ne oprim aici, pentru că mai aveți B, C și F pe care o să vă rog să încercați să le rezolvați acasă. Aș prefera să nu mi le trimiteți prin e-mail, ci să le aveți scanate în calculator și să le prezentați la seminarul următor. Măcar una sau chiar două dintre ele vreau să le vedem la seminarul următor. Când o să trecem un pic mai departe, o să vedem ce putem să mai facem de aici. Ar fi trebuit să mai discutăm și despre funcții implicite, dar o să discut cu doamna profesoară să vă facă și dumneavoastră exemple la curs. Secțiunea aceasta despre metoda celor mai mici pătrate pe care o vedeți aici, o să-i pun o steluță sau puneți-i voi în minte că nu este un subiect obligatoriu, în schimb este o aplicație foarte importantă pentru inginerie. Deci este vorba despre, ne arată cum funcționează programele care interpolează. Deci aveți niște date experimentale și încercați să le potriviți cât mai bine pe o curbă, în special pe o dreaptă în situația de față, dar nu o să aveți așa ceva la examen. În schimb, e ceva destul de simplu pe care m-am gândit să vi-l introduc, pentru că, după părerea mea, este foarte important și interesant pentru, în general, pentru studenții la inginerie. Deci am mai avea un pic de făcut despre funcții implicite data viitoare, dar partea cea mai importantă va fi de extreme pe domenii simple, unde o să mai adaug aici niște exerciții. Și în principiu cam atât la calcul diferențial. Ne îndreptăm către capitolul de calcul integral, unde vom calcula integrale cum nu ați mai văzut în liceu. Este vorba despre integrale duble, triple, curbilinii, integrale de suprafață, etc. Și, de fapt, din calculul integral veți da grosul examenului, ca să spun așa. Veți mai avea un test pe care vom decide împreună cu doamna profesoară când îl veți da, care va conține doar extreme, adică ce am făcut astăzi și ce vom face data viitoare. Și în rest, materia de examen se alcătuiește din secțiunea despre calcul integral, pe care o să începem poate chiar data viitoare, în ora a doua, dacă nu, peste două seminarii cu siguranță.
Cam ăsta e planul. Ok. Mai sunt întrebări sau comentarii? Bun, dacă nu, atunci știți unde vă găsiți materialele, o să apară toate linkurile și documentația pe Moodle și pe YouTube. Vă sfătuiesc insistent să încercați să rezolvați cât mai multe din exercițiile care au rămas și o parte dintre ele o să le discutăm și la seminarul viitor. Să vă uitați de asemenea pe materiale ca să putem să ținem pasul la seminar și eu mă opresc aici, ne revedem peste 2 săptămâni și vă doresc o zi bună! La revedere. La revedere.